Prin acest proiect ne dorim să implicăm mai mult oamenii din comunitate și mă bucur că au venit și cei tineri, de a găsi cele mai bune modalități în așa fel încât într-o situație de criză să acționăm unitar, să ne ajutăm între noi. Și ceea ce îmi doresc foarte mult este să extind în rândul tinerilor rețeaua de voluntari și nu numai voluntari la Crucea Roșie sau neapărat la Crucea Roșie. Comunitatea din întreg județul Ilfov să beneficieze de un ajutor, să fie un sprijin competent și coerent. Și atunci, pentru a crea ceva bun, acei oameni trebuie să învețe la început niște reguli foarte clare, simple, după care unii dintre ei, care sunt profesioniști și care vor fi voluntari ai noștri, să învețe mult mai mult cum se dă primul ajutor, cum se fac primele exerciții de resuscitare și așa mai departe.